Porcul de Crăciun nu se mai cumpără de la obor sau de la supermarket, se rezervă direct din ograda crescătorilor. Costurile sunt mai mici, iar gustul e neprețuit, spun clienții. Din cauza pestei porcine, cererea este mai mare decât oferta. Chiar și așa, specialiștii ne recomandă să cumpărăm doar de la persoane autorizate și care au avize sanitare. Am văzut pe Facebook, aveți un anunț cu porci la vânzare? Avem, doar, da. Și îi vindeți și pentru Crăciun? Anul acesta, porcul de Crăciun este la un click distanță. În loc să-l luăm din piață sau de la crescători, îl găsim pe internet. Pe rețelele de socializare, anunțurile sunt însoțite de fotografii, iar în descriere găsim și prețul, între 15 și 18 lei pe kilogram în viu, în funcție de fiecare regiune a țării. Cine-l dorește însă și tranșat ori transportat la domiciliu, va mai plăti câteva sute de lei. Prețul e bun, spun clienții, iar porcul de Crăciun rezervat este livrat la ușă de sărbători. Probabil își doresc ceva mai natural și preferă să rezerve din timp, să fie sigur că vor avea la Crăciun o carne mai bună, să zicem. Nu e de vreme. Nu, că deja săptămâna asta începe imediat, în noiembrie. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă. Recomandarea noastră este din unități autorizate și din gospodării, unde vedem ceea ce cumpărăm. Și în gospodării rezervările se fac tot acum. Cele mai căutate rase sunt mangalița, marele alb sau bazna. O mangalița mare interesant. Da. Prețul 20-21 acolo bate. Înainte de Crăciun, vreo două săptămâni, cam atunci vom ști exact prețul. Dar noi mergem în preț acum de 20 de lei. Din cauza pestei, în anumite zone, tot mai puțin crescători au porci de vânzare, iar cererea depășește cu mult oferta. Nu mai crește lumea, nu, rar mai găsiți, rar. Atunci, înainte de Crăciun, nicio șansă. Nu, ferească Dumnezeu, nu mai. Nu mai prindeți atunci. Ne iar vuneți din primăvară și la Crăciun câte kilogramul. Ne dă oamenii bani și animalul. Acum un kilogram de porc în viu costă 15-17 lei, în timp ce rasele mai rare, precum mangalița, ajung la 20 de lei pe kilogram. Specialiștii spun că prețurile vor crește cu până la 15% în apropiere de sărbători. În magazine, carne de porc se vinde cu prețuri între 26 și 34 de lei kilogramul și aici se așteaptă scumpiri.